Plantarea însoțitoare înseamnă să plantați legumele cu grijă în aceeași zonă, astfel încât vegetația din jur să prospere sau să ofere o formă de beneficiu reciproc. Beneficiile pe care le poate avea sunt următoarele: repelenție pentru dăunători, aroma înțepătoare, poate alunga multe insecte dăunătoare, repelente fungice, se știe că sulful din bulbul de usturoi respinge multe tipuri de ciuperci din sol. Usturoiul atrage de asemenea insecte prădătoare și benefice, cum ar fi gărgărițele, iespele și buburuzele. În primul rând, ce nu ar trebui să creștem lângă usturoi este sparanghelul, fasolea, pătrunjelul, mazărea și salvia, deoarece se inhibă creșterea reciproc și concurează pentru resurse. Varza este una din cele mai bune plante companion pentru usturoi, deoarece respinge dăunătorii obișnuiți ai varzei, cum ar fi molile și viermii de varză, care pot aduce daune grave culturii de varză. Și dacă nu doriți să folosiți insecticide și doriți o cultură bio de varză, ar fi ideal să plantăm răsadurile de varză aproape de usturoi. Lângă usturoi mai putem planta ardei, deoarece usturoiul poate ajuta la menținerea fungilor și ciupercilor departe de aceste plante destul de sensibile la dăunători. Ardeii și varza pot beneficia dacă sunt plantați în apropierea usturoiului. Dacă nu dorim să plantăm aceste legume, putem semăna legume neutre cu care nu concurează pentru nutrienții din sol și care au un oarecare beneficiu: salata verde și spanacul. Lângă usturoi mai puteți planta roșii, deoarece usturoiul poate ajuta la ținerea carienilor departe de plantele de tomate. Mai putem planta lângă usturoi căpșuni, deoarece usturoiul protejează căpșunii și putem planta mușețel. Mușețelul se zice că îmbunătățește aroma usturoiului și usturoiul îmbunătățește aroma căpșunilor, dar bineînțeles este vorba de o percepție, așa cum unii oameni susțin că anumite plante plantate una lângă alta și îmbunătățesc aroma, așa există și oameni care nu sesizează vreo diferență. Aroma este doar o formă de percepție.